Mii de camere de supraveghere au împânzit bulevardele și străzile din București. Locuitorii din sectorul 2 sunt cei mai monitorizați. Peste 700 de ochi cibernetici îi urmăresc în intersecțiile periculoase și în zonele cu mare criminalitate. Primăriile vor să dubleze numărul camerelor pe motiv că infracțiunile au scăzut cu mult de când sunt monitorizate videocartierele. În total, în capitală sunt peste 3.000 de sisteme de supraveghere. Doar aici, în Piața Romană, sunt două camere mobile ce pot surprinde din toate unghiurile, atât traficul, dar și neregulile de pe străzi. Toate camerele sunt monitorizate continuu, chiar de aici, din centrul de control al traficului. Aici dispecerii urmăresc zi și noapte ce se întâmplă în principalele intersecții din București. Primăria Capitalei are peste 300 de camere în tot orașul. Vrea să mai cumpere 60, care filmează până la 100 de metri distanță. Avem undeva la peste 70-80 de intersecții monitorizate. Sunt și camere performante care se zoomează, sunt și camere mai vechi care filmează strict într-o anumită direcție. Dorim să le schimbăm pe toate pentru a fi performante. Bucureștenii sunt monitorizați de peste 3.300 de camere de supraveghere. Cele mai multe sunt ale primăriilor de sector. 1 și 3 au peste 600 fiecare. Cele mai multe sunt în 2, peste 700. 1, 2, 3, 4, 5, 6 camere de supraveghere sunt doar pe această stradă. Suntem în zona Petricani, un loc cu infracționalitate ridicată, așa că aici se concentrează cele mai multe sisteme de supraveghere. Doar pe aceste străzi sunt 50 de camere. Din analiza ultimilor ani am constatat că aproape 50% a scăzut fenomenul contravențional și fenomenul antisocial în zonele în care există sisteme de monitorizare implementate. Cred că este mai bine pentru că suntem mai protejați și se reduc riscurile. Autoritățile spun că reducerea criminalității nu este singurul argument în favoarea camerelor de supraveghere. De multe ori ne ajută într-adevăr și pe partea de semaforizare. Colegii noștri de centru de control trafic, atunci când există situații de aglomerare, pot interveni și pe baza camerelor, pot interveni și atunci fluidizează traficul. Primăria sectorului 6 vrea să cumpere 3.000 de sisteme video cu 10 milioane de lei. Alte 1.100 vor fi instalate în sectoarele 2, 3 și 4.